România a spart gheața în weekendul ce tocmai s-a încheiat și a obținut prima victorie în grupa din care face parte în cadrul Ligii Națiunilor. Tricolorii s-au impus in extremis în fața Finlandei după 3 bare, un penalti ratat și un gol de aur al lui Nicușor Bancu. Și tocmai pentru că poate nimeni nu s-a aștepta ca România să poată învinge liderul la zi după 2 înfrângeri lamentabile cu echipe mai slab cotate, Eduard Iordănescu crede că orice este posibil în această grupă imprevizibilă. Rămân la părerea că nu există un favorit clar, dar noi trebuie să vedem parcursul nostru, să ne bucurăm în această seară, să ne inspirăm din ea, să încercăm să construim un joc, dar trebuie să fim foarte conștienți că ne așteaptă din nou un joc foarte greu, în condiții foarte grele, de o oboseală majoră. Mesajul selecționerului este unul clar. Eu cred că avem cu toți datoria să susținem echipa națională a României. I-am spus băieților înainte de meci că cred necondiționat în această generație. De-aia am venit, de-aia sunt aici. De-aia am acceptat această provocare cu bucurie și cu mândrie. Dar ei trebuie să demonstreze că există viitor și valoarea pe care eu am văzut-o la ei trebuie să o vadă întreaga țară. În cazul în care România va învinge marți seară selecționata Muntenegrului în Giulești, tricolorii ar putea urca chiar pe prima poziție a grupei. Asta dacă Bosnia și Herțegovina va remiza în partida contra Finlandei. Meciul tricolorilor va avea fluierul de start la ora 21:45.